Cum aș putea să nu-mi arunc privirile minții la tulpina obârșii mele trupești, din preajma botoșanilor, la părinții mei săraci și neștiutori de carte? Amintirea lor duioasă cu podoabe sufletești ce nu se ofilesc niciodată, cu truda lor jertfelnică de a crește fără nicio vătămare copiii, singura lor zestre și unicul scop al vieții lor grele, va rămâne pururea vie. Palmele și picioarele lor bătătorite, lumină vieții mi-au fost și de aceea nu voi înceta cu buzele inimii să le sărut mâinile pururea. Cu aceeași căldură filială, ca și atunci când plecam sau veneam de pe drumul școlii sau al seminarului. Prima dată la mănăstire au plecat. Când spunea că am ieșit la mănăstire, au făcut saivani, umbla prin mărășim, necu schini întâl pe acasă. Și scăina la sora asta a lui Casandra și îi spunea, mă pune la treabă, dar ce să fac? Acasă n-am la și venit. Trebuie să muncesc. Am fost cu dânsul aici, am crescut până au plecat din Toșileni. S-au dus întâi la mănăstire la Schit, de la Schit au plecat la Vorona și apoi la Vorona au fost mulți ani de zile. De acolo unii au plecat, nu mai știu și unii au plecat el de la Vorona. La o perioadă vine îmbrăcat preuțăște, așa, căpelul basc pe cap, eu știu cum se cheama. Noi îl respectam, ieșăm, îl vedem, îl pândem, să-l vedem că a venit. Părintele îi spuneam întâi. Vine la biserică la noi, ține predică, slujă foarte frumos, noi eram foarte bucuroși. Apoi când s-a simțit biserica, de acolo din deal, de cum intrați în Toșileni, și până la biserică, era tot pus numai scoarțuri, bucheți cu flori și tot stăteam la poartă și l-așteptam, că veneau ei cu mașinile. Și au venit la noi la simțări, la biserică, la vale. Și era foarte frumos și el a fost foarte bucuros când a venit și s-a văzut cu cosantenii lui. Apoi mai ales că l-a chemat pe cumătru, a aralam aici, pom neagră, că ei odată au plecat. Și cu Mihai Chim. Deci au fost mai mulți care au plecat. Trei inși au plecat. La mănăstire. La mănăstire. Și așa doi au venit înapoi și el nu a mai venit. El tot a mers înainte. Și înainte și acum. Țin minte, vine și ne întâlnim, stăteam de vorbă, ne povestea de la Vorona, mergem la sora lui aici, la veșină, mai făceam câte o masă. Și pe parcurs, hăt mai târziu, a venit aici tot la fratele lui, o sfințit casa, a făcut fântâna asta, fântâna asta era făcut de
tata lor mă împărău și-o scos-o la stradă, cu fântână bună, cu apă bună, care e pomenită și azi toată lumea. Și animalele pomenesc și apă. Chiar dacă ți-i foame, eu ca ne-a apățat. Așa e o apă de bună. Eram mici. El e mai mare, el e mai în vârstă ca noi. Și el înapoi nu s-a mai întrunat. Eu plăcut și o mărs înainte. Dumnezeu l-a ajutat și l-a ajutat și în ziua de astăzi. Vai, l-așteptam, vine preasfințitul. Noi, consătenii, l-așteptam tăți. Vine preasfințitul, vine consătenul nostru, cum? Când a venit amul meu sfințit biserica, la urmă, când s-a reparat, vai, și primire i-a mai făcut. Amul unii i-a faci șamu, dar cred că nu mai poate veni. Comuna întreagă o sărit și l-a așteptat și l-a primit, care e ceva istoric, care eu astăzi bătrână și n-am putut să văd așa ceva. Am povestit cum o chica sub pod, cu calul. A avut un cal? Avea cal. Lui avea cai. Tatăl lui avea cal. Da. Și el s-o suie calare și s-o duce la o sora lui. Și pe un pod acolo la vale de mine, el s-o găsit să-i tragă la calul de șușcă. Și calul s-o aruncat în sus și l-o aruncat și pe dânsul și el o chica sub pod. Și aduce aminte cu plăcere prea fericitul de treaba asta sau? Da, dar el povestea. El povestea la ceilalți preoți. Că era mai mulți preoți. Și ce uite, vezi podul și alății că acolo a închicat. Sub podul și alății. Și noi îl mulțumim foarte mult și transmite mult sănătate și fericire. Că am trăit aici copilăria și el a avut fericirea și a mers mai departe. Și avem și povesti, și avem și vide. Eu mă aducem și la Iași, la Metropolie, să-l mai văd, când era dor puternic. Să-l mai văd. Consăteanul nostru. Și povesteam mai întâi că mergea la biserică, la sfințări atunci. Mergea cu ușa deschis și spune, aici sunt născut, ia, ies și lăcrini. Când aici, terenul ăsta, chiar în direcția fântânii, aici sunt născut, meleagurile toșilenilor. Schitul Sihăstria Voronei din Ținutul Botoșanilor a fost la început metoc al așezământului monahal de aici, iar rangul de mănăstire de sine l-a căpătat în anul 1991. La început, pe aceste locuri, se afla o poiană în care se retrăgeau călugări de la mănăstirea din vale. Unul dintre aceștia a fost cuviosul Onufrie, înzestrat cu harul sfințeniei. Biserica de piatră cu hramul Bunei Vestiri a fost ridicată între anii 1858-1861 la inițiativa starețului Iosif Vasiliu și a fost târnosită de arhimandritul Chesarie Sinadon. În Duminica Tomei, a anului de la Hristos 1928, la Sihăstria Voronei intra ca frate Toader, cel de-al 10-lea vlăstar al familiei țărănești Arăpașu, originară din tocilenii botoșanilor. Era pe vremea când aici stărostea părintele Gedeon Verenciuc. Începea astfel pentru tânărul de atunci drumul căutării de sine, al smereniei, al rugăciunii stăruitoare, prin chemarea dulcelui nume al lui Iisus. În liniștea acestor locuri, fratele Toader a depășit poticnelile, îndoielile și incertitudinile începutului și a descoperit calea spre credința adevărată. Starețul Gedeon Verenciuc a intuit că tânărul vlăstar de țăran are har și a vegheat îndeaproape suișul spiritual. Cu multă iubire și cu mult respect, povestește prea fericitul părinte Teoctist de starețul care l-a primit în acea vreme la mănăstire, părintele Gedeon Verenciuc. Pentru el este ca un sfânt. Este ca un sfânt pentru că era exigent și corect în lucrarea călugărească,
chiar dacă atunci, în anii uceniciei, era supus la anumite ascultări care cereau anumită osteneală, așa cum povestește prea fericirea sa când spune că căram cu poala cămieșă chietri din râu și mi-era frig la mânuri și am construit beșul de care voi vă folosiți astăzi. Respectul și bucuria în suflet este și pentru faptul că acest stareț i-o îndruma pașii spre școala care i-o deschis orizonturile, care l-o îndreptat spre înălțimile la care, cu binecuvântarea bunului Dumnezeu, o ajuns astăzi, în așa fel încât să ne bucurăm de păstorirea prea fericirei sale și de înțelepciunea duhovnicească pe care o găsim ca bătrân, ca patriarh, ca om al lui Dumnezeu, în care ne-am pus încrederea și avem toate speranțele că ne împlinește dorințele spirituale ale sufletelor noastre, a celor care tind spre mântuire, care tind să se alipească de dulcele mântuitor. Complexul monahal de la Vorona, format acum din două mănăstiri distincte, este așezat într-un adevărat colț de rai românesc. Acest spațiu, binecuvântat de Dumnezeu, adăpostește numeroase schituri și mănăstiri care s-au constituit în veacurile din urmă într-un leagăn al isihasmului. Drumurile fratelui Toader vor fi fost rânduite anume după tipicul călugăresc, dar un loc în care îi plăcea să poposească în liniștea rugăciunii era și schitul Zosin. Peste dealuri se afla satul natal, Tocileni, și ca orice moldovean, fratele Toader purta cu sine nostalgia copilăriei. Primeam cuvinte de apreciere, de prețuire din partea părinților, îndeosebea a mamei mele. Eu fiind penultimul din ceilalți frați care îmbogățea familia noastră în anul 1915, când am venit pe lume eu. Aveam înaintea mea încă frați și care frați și surori nu prea erau încântați totdeauna că mângâierile mamei sau cuvintele ei, cum sunt de neuitat, se revărsau, se îndreptau mai mult asupra noastră, a celor doi frați mai mici, eu și cu fratele meu mai mic decât mine, Ion, și care s-au dus acum în lumea celor drepți, toți. Mama, o ființă plăpândă la imaginea ei trupească,
deși eu o vedeam într-o dimensiune mare, voinică, era însă de plăpândă și cu o figură de mamele descrise în literatura noastră întreagă. Zbătându-se zilnic pentru noi toți, pentru chibzuirea gospodăriei, pentru că ea era cea care pregătea să fie de ale hranei pentru toți, la care se adăugau noi 11, se mai adăugau o rudă sau cineva, și la masa rotundă tradițională în viața sătenilor noștri, de unde și eu mă trag, la masa aceea întotdeauna ne întâlneam și acolo eram asistată de ea. N-am văzut-o vreodată hrănindu-se în afară de noi sau hrănindu-se ea întâi. O mamă sfântă pentru sufletul meu și tatăl meu, și sigur că îi am în sufletul meu, îi port permanent. Astăzi, când destinul i-a hotărât să păstorească Biserica Ortodoxă Română, prea fericitul părinte Teoctist nu-i uită pe creștinii din mijlocul cărora a pornit pe calea credinței. Între anii 1984 și 1990, la Victoria, în satul vecin tocilenilor, a fost ridicată o frumoasă biserică, al cărei ctitor este chiar prea fericirea sa. Pictura din pronaosul lăcașului prezintă câteva scene legate de istoria religioasă a Moldovei. Pe peretele dinspre pridvor sunt pictate portretele domnului Alexandru cel Bun și al mitropolitului Iosif, primul ierarh moldovean recunoscut de Patriarhia Constantinopolitană în ziua de 26 iulie 1401. După acest eveniment, Alexandru cel Bun și mitropolitul Iosif au adus în cetate de scaun a mușatinilor moaștele Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, martirizat de turci. Martiriul acestui sfânt se leagă tainic de cel al bisericii noastre, lovită puternic în anii comunismului. Este greu să descrie în cuvinte bogata personalitate a prefericitului părinte Patriarh Teoctist, dar totuși imaginea sa de reprezentant al bisericii noastre poate fi descrisă urmând principalele trăsături ale sufletului, ale spiritualității sale. În primul rând, este un om din popor și iubitor de popor. Imaginea sa ca om iubitor de popor se poate vedea foarte des atunci când își aduce aminte cu drag de locurile natale, de bătrânii din sat, de anii de copilărie, de mănăstirile în care a ucenicit și mai ales din deosebita ușurință cu care intră în legătură cu poporul. Este un iubitor al tradițiilor, al sensibilității românești și al plaiurilor moldovene, indiferent unde s-ar găsi. De aceea l-am și numit într-un articol publicat cu câțiva ani în urmă fiu și părinte al Moldovei. În același timp, prefericitul părinte Patriarh Teoctist este un om al bisericii și iubitor de biserică. Prefericirea sa în anii grei de comunism, ca și în anii de libertate, acum a arătat prin fapte dragoste deosebită pentru biserică, înțelegând să o ajute folosind toată înțelepciunea și experiența vieții. De aceea numărul mare de instituții care s-au creat sub păstorirea sa și numărul mare de tineri care învață în școli de teologie și numărul mare de slujitori ai bisericii noastre sunt o mărturie a grijii misionare și pastorale pentru biserică. Dar prefericitul părinte patriarh a arătat că în situații grele a știut să se
adapteze împrejurărilor, însă totdeauna cu scopul de a ajuta biserica, de a fi un păstor și un slujitor, multă dragoste față de Hristos și față de poporul binecredincios. Cu toate acestea, trebuie să mărturisim că prefericitul Părinte Patriarh Teotist nu s-a arătat niciodată patriot, fiind închis într-un patriotism al izolării, ci patriotismul său a fost paralel totdeauna cu dragoste față de alte popoare, cu o deschidere deosebită și cu o prietenie deosebită față de erarhi din alte biserici, erarhi ortodoxi și slujitori ai bisericilor din alte confesiuni. Prefericitul Părinte Patriarh Teotist are o deosebită ușurință în a intra în legătură cu reprezentanții altor biserici, altor popoare, cu ambasadori și cu oameni ai diferitelor popoare care l-au vizitat. Iar în ceea ce privește deschiderea sa ecumenică, el continuă tradiția Patriarhului Justinian, al cărui ucenic a fost, și spune acest lucru cu multă bucurie și recunoștință, și continuă, deci, o tradiție a deschiderii bisericii noastre de dialog și cooperare cu alte biserici, lucrând încetul cu încetul, dar cu speranță, pentru refacerea unității creștine. Așa se explică și vizita Papei Ioan Paul al II-lea în România, la invitația prefericitului Părinte Patriarh Teotist. Deci, în concluzie, putea spune că cele două mari trăsături ale prefericitului, aceea de a fi un om din popor și iubitor de popor, un om al bisericii și iubitor de biserică, se completează cu a treia mare trăsătură a icoanei, a imaginii sale luminoase, și anume aceea deschiderii noastre față de alte popoare, față de alte biserici. Prin aceasta, prefericitul Părinte Patriarh dovedește că este un reprezentant al spiritualității românești, pentru că, de fapt, el cultivă două trăsături fundamentale ale poporului român, și anume cultivarea identității proprii și deschiderea spre universal.